Salut prieteni, eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre veverițe. În lume există peste 300 de specii de veverițe împărțite în 7 familii. Există mai multe tipuri de veverițe, de pământ, de copac și zburătoare. Veverița poate avea mai multe culori, gri, albă, roșcată și neagră. Mărimea ei este între 25 și 30 de centimetri, coada între 20 și 25 de centimetri și greutatea între 350 și 600 de grame. Cea mai mică dintre ele este veverița pitică africană, care măsoară doar 7 cm lungime, în timp ce cea mai mare veveriță, uriașa indiană, poate atinge chiar și 91 de cm lungime. Veverițele trăiesc pe toate continentele cu excepția Australiei. Cea mai răspândită dintre toate este veverița gri. Ea populează zone întinse de pe întreaga suprafață a emisferei nordice, Europa, nordul Asiei, Orientul îndepărtat și Japonia. La noi în țară se întâlnește veverița roșcată, o rudă mai mică a celei gri. După cum îi spune și numele, aceasta are blana în nuanțe de la cărămiziu la negru roșcat, burta albă și o coadă lungă din fire pufoase și ciufulite. Ca toate rozătoarele, veverițele au 4 dinți din față care nu se opresc niciodată din creștere. Pentru a-și menține dinții la o dimensiune normală, veverițele rod mereu câte ceva. În caz de nevoie, veverițele pot fi foarte bune notătoare și își folosesc coada stufoasă pe post de cârmă. În America de Nord, veverița dungată a devenit preferata tuturor. Aceasta trăiește în păduri, dar își petrece majoritatea timpului pe sol. Este un animal sociabil, îndrăzneț și curajos, care nu se teme de oameni. Chiar dacă o veveriță consumă preponderent hrană vegetală, semințe, nuci, alune, ghinde, fructe de pădure, lăstar tineri, frunze și scoarță de copac, aceasta se poate hrăni și cu animale foarte mici, insecte, pui de păsări sau ouă. În plus, veverițele de oraș și-au schimbat gusturile și nu refuză niciodată biscuiți, covrici sau pizza. Sunt unele din puținele animale sălbatice care se încumetă să mănânce din mâna omului. Veverițele își fac depozite de nuci și semințe în mai multe locuri pentru a avea masa asigurată pe timp de iarnă. După ce se satură de nuci sau alune, cele care rămân în plus sunt îngropate în diferite locuri, iar în cele mai multe cazuri vor rămâne uitate. Până în sezonul rece, acestea se îngrașă pentru ca stratul de grăsime să le țină de cald pe timp de iarnă. Coata lungă și stufoasă le ajută să-și țină echilibru, să comunice și totodată să-i țină de cald pe timpul iernii folosind-o pe post de plapumă. Veverițele zburătoare de fapt nu zboară asemenea păsărilor, ci planează de la un copac la altul cu ajutorul membranei aflată între cele 4 membre. Cei mai mari prădători ai veverițelor sunt șerpii, coioții, nevăstuicile, vulturii, urșii, vulpile și ulii. Veverițele sunt active în tot timpul anului și, în ciuda a ceea ce se crede, ele nu intră iarna în hibernare. Odată cu începerea sezonului rece, aceste animăluțe se retrag în scorburi sau vizuini pentru a-și proteja și păstra căldura corpului, nu pentru a hiberna. De asemenea, aceasta este și o tactică de a se proteja împotriva prădătorilor care în perioada de iarnă sunt tot mai numeroși. Când o veveriță simte că se află în pericol, în primă fază amuțește. Apoi, dacă se află pe pământ, va alerga până la cel mai apropiat copac, cățărându-se în el. Majoritatea veverițelor își construiesc cuiburi în copaci. Acestea sunt cam de mărimea unei mingi de fotbal și sunt căptușite cu iarbă, coajă, mușchi și pene pentru un plus de confort și de izolare. Veverițele comunică între ele prin diferite vocalize și mirosuri specifice. Ele își folosesc de asemenea cozile ca un dispozitiv de semnalizare, mișcându-le brusc atunci când alertează alte veverițe asupra unui potențial pericol. Există 44 de specii de veverițe zburătoare. Acestea nu zboară propriu zis, ci alunecă ușor folosindu-se de o membrană care se întinde de la încheietura mânuțelor până la glezne. Aceasta ajută veverițele să alunece natural, așa cum fac parașutiștii. Veverițele au două perioade de împerechere pe an, iarna și vara, în urma cărora se nasc 3-4 pui odată. De obicei, mamele tinere sau neexperimentate vor avea doar o serie de pui pe an. Când se nasc, cei mici sunt neajutorați, surși și ori, cântărind abia 10 până la 15 grame, din acest motiv având nevoie de atenția și protecția mamei. Corpul îi se acoperă de păr la 21 de zile, ochii și urechile li se deschid după 3-4 săptămâni, iar dantura le este completă la doar 42 de zile. În cele mai multe cazuri, puii sunt înțărcați la aproximativ 10 săptămâni. După împerechere, masculul nu va lua parte la creșterea puiilor. Veverițele sunt uimitoare atunci când își umplu gura cu ghinde. Pot căra până la 9 ghinde deodată, câte 4 în pungile bucale laterale și una între dinți. Pungile bucale laterale ale veveriței vărgate americane se pot lărgi până la dimensiunea propriului cap. Veverița americană este capabilă să-și depoziteze hrana în greutatea totală de 4 kg. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!